Județul Giurgiu va avea un program de dezvoltare pentru perioada 2016-2020, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Cristian Marciu, un program la care se lucrează deja de către noua conducere a Consiliului. La rândul său, Răzvan Cuc, consilier al președintelui Marian Mina, a precizat că vor fi luate în considerare toate localitățile județului, fiecare cu problemele specifice. Am gândit în această perioadă, împreună cu președintele și cu ceilalți colegi din conducerea Consiliului Județean, un program, să zicem, de dezvoltare pe perioada 2016-2020 vis-a-vis de cum vor arăta unitățile administrativ-teritoriale din județul Giurgiu în anul 2020. Pornind de la alimentări cu apă, pe care dorim să le terminăm în totalitate, pornind de la canalizări, pornind de la drumuri comunale, de la străzi comunale, pornind de la drumuri comunale, pornind de la drumuri județene, pornind de la reabilitări școli. De asta vă spuneam la o conferință de presă anterioară, înainte să ne instalăm la Consiliul Județean, că vrem să facem fișe și hărți pentru fiecare comună. Este imperios nevoie să știm ce vrem să dezvoltăm și ce vrem să facem. Nu putem să lucrăm la întâmplare și pe ce ne propune unul și altul. În programul de dezvoltare vor fi incluse pentru fiecare localitate fișe și hărți care vor reflecta obiectivele realizate, dar și pe cele propuse. Conducerea Consiliului Județean intenționează să extindă astfel investițiile finanțate prin Ordonanța de Guvern numărul 28.